Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți aici la Radio Vocea Evangheliei București Împreună cu noi pe Frecvența Veștilor Bune Astăzi am pregătit pentru dumneavoastră o temă importantă, o temă din viața de zi cu zi, a zice eu, într-un context, într-o țară creștină, și anume ne-am propus să vorbim despre frecventarea sau mersul la biserică și să ne punem întrebarea aceasta de ce trebuie să mergi sau să mergem la biserică. Că așa au mers părinții noștri, bunicii noștri, că așa e tradiția, că așa este bine, sau că Puncte, puncte. Și pentru tematica de astăzi am bucuria și plăcerea să îi spun un bun venit pastorului Ștefan Ivan de la Biserica Pentecostală Betel din București. Ne bucurăm că sunteți cu noi și că ați acceptat invitația noastră. Și eu mă bucur, vă salut pe dumneavoastră și pe radioascultătorii Vocii Evangheliei. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Mulțumim că sunteți cu noi, și apreciem faptul că v-ați făcut timp. Astăzi, așa cum am anunțat de altfel, vrem cumva să atingem un subiect care este la îndemâna noastră, ca țară creștină și într-un context destul de pronunțat religios chiar în 2018 s-a făcut un studiu și în monitorul social se prezentau niște statistici conform cărora dacă 99,8% afirmau că aparțineau atunci unei religii, doar 21% frecventau o biserică. Acum și atunci Comentatorii au uh, uh, analizat discrepanța aceasta foarte mare între uh, identitatea religioasă și practica sau praxisul uh, frecventarea unei biserici. Și aș vrea să începem cumva subiectul de astăzi pornind de la întrebarea chiar e atât de important uh, lucrul ăsta să frecventezi o biserică locală și mulți au luat... Uh, Obișnuința asta, ca un lucru așa de apucat sau ca o practică în familie, și aș vrea să așezăm și pe bazele biblice ale Cuvântului lui Dumnezeu discuția noastră pentru a înțelege toți uh, importanța, beneficiile, motivația cu care noi frecventăm uh, Biserica uh, sau adunarea de credincioși uh, într-un alt termen. Dacă trebuie să răspund eu, am să spun da, eu frecventez biserica și însă și ideea de frecvență înseamnă că mă întorc în același loc și lucrul acesta arată că ceva s-a întâmplat în mine, în locul unde mă duc și pe care îl frecventez. S-a întâmplat ceva și acest ceva este întâlnirea cu Dumnezeu, este întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu, întâlnirea cu... Oamenii care au călăuzire, care au lumină, care mi-au deschis mintea, care m-au luminat în, în adevărurile pe care le-am auzit de la, de la ei. Și lucrul acesta a trezit în mine dorința aceasta de regularitate. De ce frecventez Biserica? Pentru că în mine s-a întâmplat acest, acest miracol al întâlnirii cu Dumnezeu. Și vin în casa lui Dumnezeu cu bucuria, cu plăcerea, cu entuziasmul Celui care se întoarce în locul unde își întâlnește frații, unde își respectă cuvântul pe care l-am dat. Atunci când am încheiat legământul cu domnul Naba Botezului, am promis că voi fi credincios, că voi sta aproape de Domnul. Că voi practica credința și așa mai departe. Așa m-am disciplinat pe mine. Am avut o mamă credincioasă care m-a învățat multe lucruri, și atunci când eu m-am născut al 10-lea în familie, într-o familie de 11, mama mea l-a cunoscut pe Dumnezeu când era însărcinată cu mine. Și l-a cunoscut pe Dumnezeu în, în împrejurări foarte speciale. Și am crescut ținând-o de mână și mergând spre casa lui Dumnezeu. Și mama mi-a zis într-o zi: Drumul pe care aș vrea să nu-l uiți niciodată este drumul spre casa lui Dumnezeu, este Dumnezeu. drumul spre biserică. Iată de ce în mine s-a trezit acest interes. Nu este doar locul unde am mers mama, ci este locul unde venind la casa Domnului, ascultându-i pe bătrânii biserici, ascultând corul, ascultând orchestra, ascultându-i pe cântăreți, ascultându-i pe predicatori. În mine s-a trezit interesul pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Nu dintr-o dată, ci în timp am ajuns eu însum să, să îl întâlnesc, eu însum să îmi deschid inima și să fiu pătuns de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, ideea de frecvență înseamnă că Uh, am, am impus vieții mele această regularitate pentru că mă întorc cu plăcere în locul unde nu doar mi se trezesc amintirile, ci unde îmi este împrospătată, mă adapt din punct de vedere sufletesc și din punct de vedere duhovnicesc. Da, interesant uh, și uh, foarte bine că ați uh, dezvoltat cumva uh, termenul acesta de frecvență, de Obișnuință cu regularitate. Și spuneam că aș vrea să ne inspirăm să folosim autoritatea care este sfânta scriptură și uh, aș provoca să ne prezentați câteva argumente. are scriptura anumite argumente în uh, direcția asta motivării a uh, ne da un impuls să, să frecventăm, să mergem, la o adunare locală, să uh, ne întâlnim, așa cum ați spus, cu Dumnezeu, cu comunitatea de credincioși? Uh, sigur că la îndemâna noastră este exemplul Mântuitorului Isus Hristos. În Evanghelia după Luca, în capitolul 4, Luca ne spune că Isus avea obiceiul să meargă la sinagogă. Și sinagoga, care a fost o. Uh, metodă aleasă de uh, oamenii lui Dumnezeu în uh, timp ce erau uh, în diaspora. Uh, Ezra, spre exemplu, a fondat aceste sinagogi sau Marea Sinagogă în Asiria și uh, era locul unde uh, se citea scriptura, unde se discuta texturi scripturii, unde se... Predica cuvântul lui Dumnezeu, unde se duceau rugăciuni, unde se rosteau cântece și așa mai departe. Când evreii s-au repatriat, au adus cu ei această, acest obicei al, al întâlnirilor în comunități locale. Aveau un templu la Ierusalim pe care îl frecventau și aveau obligația să vină de trei ori pe an, toți bărbații trebuiau să se ducă să se închină înaintea lui Dumnezeu. Dar în satul lor, în comunitatea lor, aveau un loc pe care îl numeau Casa lui Dumnezeu sau dacă veți sinagoga. Isus avea obiceiul ăsta și Luca spune că la aproape 30 de ani, iată, Isus a continuat, nu doar că l a dus, l dus Maria cu Iosif la sinagogă și din obligație s-a dus, nu, pur și simplu în, în el, în, la momentul potrivit, Isus, în el s-a născut această dorință de a asculta, de a se supune până la urmă și de a fi parte din ceea ce însemna comunitatea locală și împreună cu toți ceilalți, când era timpul de închinare, se duceau la Templu împăratul David spune că avea un consilier care îi spunea când era timpul închinării, vin mi să mergem la casa lui Dumnezeu. Și David spune, mă bucur când cineva iată vine și îmi reamintește că în pofida programului meu foarte aglomerat ca împărat, trebuie să găsesc timp să mă duc în casa lui Dumnezeu. Bun. Iată, în primul rând avem exemplu practic al Mântuitorului. Avea obiceiul ăsta. Și este un lucru pe care trebuie să-l în în însușim. Apoi, Isus a vorbit despre locul unde se întâlnesc credincioșii, ca fiind un loc în mijlocul credincioșilor. Locul respectiv este un loc în care El va fi prezent. Și acum, El era cu ucenicii, dar a vorbit cu ei despre o prezență în absență sau absența Lui în prezență. Adică, Hristos, pe care ucenicii nu-l vor mai vedea, va fi întotdeauna în mijlocul lor. Și uitați-vă că imediat după înviere, când Isus a înviat din morți, întotdeauna când s-a arătat ucenicilor s-a arătat în mijlocul lor. Asta înseamnă că Isus și-a ținut promisiunea. Unde se adună doi sau trei numele meu sau pentru numele meu, iată în numele, însemnând că el ne-a dat această poruncă, e porunca lui. Și pentru arată scopul. Da? Noi ne strângem pentru al Glorifica pe el, al înălța pe el, a ascultat de el, a ascultat de cuvântul lui și așa mai departe. Și sigur că noi putem să mergem mai departe în viața Bisericii Primare. De acolo ne, ne luăm până la urmă și de acolo ne luăm uh, uh, aplicația practică. Apostolii în ziua cinzecimii, adică în ziua de duminică, erau toți împreună în același loc. Și apoi vedem în textul lui Luca și apoi în, în, în epistolele Pauline, avem, face, apostolii fac trimitere la această, această cultivare a învățăturii despre frecventarea comunității locale, a bisericii, unde trebuie să se întâlnească, cu ce scop, cu ce regularitate și așa mai departe, în ziua întâia săptămânii. Și au făcut lucrul acesta de scriptura dacă vorbim de Noul Testament, este scriptura care, iată, este textul care ne invită, pe de o parte, să vedem nu doar învățătura, ci și practica obiceiul Domnului Isus Hristos și apoi să-i vedem pe apostoli. Petru și Ioan se suiau la templu la ceasul rugăciunii. Asta înseamnă că au cultivat, nu aveau încă un locaș, nu aveau clădiri cum avem noi astăzi, încă nu se bucurau de libertate. Creștinismul a fost tolerat în Imperiul Roman abea după 325, după 313 când Constantin a preluat puterea. El a dat un edict prin care, edictul de la Milano, prin care a recunoscut creștinismul ca fiind o religie tolerată în imperiu. Adică le-a dat voie să se manifeste. Mai târziu, sigur a susținut financiar și s-a implicat spun istoricii că cu ocazia aia drept recompensă sau recunoștință față de Constantin părinții bisericii au acordat lui Constantin titlul de al 13-lea apostol, adică a făcut atâta bine creștinismului încât nimeni nu, nu se aștepta revenind, apostolii în perioada de început nu aveau clădiri dar se întâlneau în templu și apoi se întâlneau prin case și locul unde se întâlneau se întâlneau după, după cum le-a zis Isus. Dacă doi sau trei se adună în numele, adică cum ne-a poruncit El, și pentru, cu scopul ăsta, că noi prin casă ne mai putem întâlni, să bem o cafea, să nu știu, dar să nu e adunare. Doar este, sigur, acolo unde uh, ne așezăm cu scriptura în față, ținem cont de, de autoritate, de, de lucruri care uh, îmbracă o formă a ceea ce înseamnă manifestarea uh, convingerilor, a credinței. Da? când vorbim despre biserică, noțiunea este mult mai, mult mai largă. Uh, da, acum uh, Apostolul Pavel folosește mult în epistolele uh, Pauline, așa cum uh, spuneați, uh, expresia aceasta, biserica din casa, puncte, puncte. Și uh, era un context în care bisericile erau uh, mult mai mici, nu aveau clădiri, cum ați menționat, ale lor proprii și se adunau în case individuale ale unor familii. Aș vrea să pornim un pic de la termenul acesta, Eclesia, care da. înseamnă biserică, cumva să-l definim și apoi ați menționat că se întâlneau în ziua întâia săptămânii și asta cumva poate să clarificăm de ce e atât de importantă ziua întâia săptămânii. Ok, în primul rând... Isus a vorbit, Mântuitorul nostru a vorbit despre Biserică. Și el a spus: Eu voi zidi Biserica mea. Folosește, se folosește terminologia eclesia, care înseamnă, reprezintă totalitatea celor chemați afară ca să îl întâlnească pe cel care vrea să facă o comunitate nouă. Eclesiastul era cel care se adresa adunării, era o comunicare importantă. Eclesia înseamnă totalitatea celor care, ieșind din lume, vin să asculte de cel care ține o cuvântare. Și cel care a așezat în fața noastră a tuturor mesajului este Hristos. El a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și veți găsi, veniți la mine și veți găsi o dignă pentru voi și pentru sufletele voastre. El a vorbit despre Biserică și a zis o voi zidi, porțiile locuinței morților novorbirului. Și uh, uh, a vorbit despre unitatea aceasta a doi, pe apostoli a trimis doi câte doi. Și apoi a vorbit despre unitatea în rugăciune, unitatea în închinare. Când se adună doi sau trei pentru numele meu, sunt în mijlocul lor. Acum, din momentul în care Hristos a înviat din morți în ziua întâia săptămânii, mesajul pe care Dumnezeu îl transmite este mesajul unui nou început. Învierea lui Hristos este, un, un, este semnalul pe care Dumnezeu l-a dat, așa cum a spus Hristos într-o... În niște termeni extrem de, de adânci din punct de vedere spiritual când a vorbit despre aluatul cel nou sau a vorbit despre, despre vinul cel nou care nu se pune într-un burdu vechi. Arătând că biserica este o construcție nouă, nu este o extensie a iudaismului, ci este o construcție nouă. Este, se adresează celor care au ieșit din lume, l-au întâlnit pe Hristos, au ascultat de Hristos și au format împreună acea comunitate a oamenilor cu inimă supusă, care îl recunosc pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Din ziua învierii Mântuitorului Iisus Hristos apare și textele Scripturii și învățăturile apostolilor, toate, inclusiv Cartea Apocalipsei. Avem texte care vorbesc despre această predilecție clară a lui Dumnezeu de a face diferențiere între ceea ce a însemnat vechiul legământ, încheierea vechiului legământ. Pavel spune în Roman 10,4 Hristos este sfârșitul legii. Adică este telos. Telos însemnând obiectivul pe care făcea trimitere sau la care făcea trimitere legea. Când a venit Hristos în el, s-au încheiat toate lucrurile care țin de, de vechiul legământ. Învierea lui Hristos deschide iată o altă perspectivă și este perspectiva aceasta a mântuirii prin credința în Domnul nostru Isus Hristos. Spuneam, din ziua învierii, apoi în Duminica Tomei, iată, la o săptămână, apoi Isus vorbește cu ei, are loc cinzecimea, în ziua întâia săptămânii, apoi Luca vorbește despre uh, momentele în care uh, Pavel, spre exemplu, s-a întâlnit în troa cu ucenicii în ziua întâia săptămânii. Au uh, celebrat cina, au citit cuvântul sau ținut de, de, de predică, de rugăciune, au loc manifestări ale puterii Lui Dumnezeu și așa mai departe. Lucrul acesta, acum, principiul Lui Dumnezeu, principiul de argumentare este că pe, pe mărturia a 2 sau trei martori se întemeiază un adevăr. Sunt suficiente argumentele în epistolele lui Pavel. Pavel spune, spre exemplu, cu privire la dărnicie, să pui deoparte în timpul săptămânii și în ziua întâia săptămânii, să te duci să te închin cu darul tău de bunăvoie înaintea lui Dumnezeu. Apoi Ioan în Apocalipsa spune, în ziua Domnului, adică în ziua de Duminică, eram în Duhul. da. Și uh, mesajul pe care Dumnezeu îl transmite este mesajul acestei uh, delimitări voite. Adică s-a încheiat un, un legământ și legământul pe care Hristos a venit să-l propună, să-l propună eclesiei, este legământul cel nou făcut în sângele lui toți aceia care cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu și se lasă schimbați de puterea lui Dumnezeu, formează ceea ce Scriptura numește Biserică. Nu, nu Biserica, nu episcopii au stabilit, eu aud vorbindu-se, am făcut studii de specialitate pe zona aceasta a patristicii. Și cu tot respectul, nu atunci s-a născut această frecventare a zilei de duminică, nu Constantin a impus-o, nu, nu, nu factorul politic a impus ziua, asta o țineți că altfel vă tai capul. Nu, 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 ci pur și simplu noi pornind de la textul Scripturii, pornind de la Hristos, El a înviat în ziua întâia săptămânii și ce a făcut s-a dus în mijlocul uh, eclesiei, s-a dus în mijlocul uh, ucenicilor care vor deveni eclesia de mai târziu peste câteva săptămâni. Nu. Uh, ăsta este până la urmă mesajul pe care Dumnezeu îl transmite. Nu este o impunere din afară, nu este. Uh, nu factorul politic ne-a uh, făcut să îmbrățișăm ziua uh, de duminică. Uh, ci pur și simplu este acest mesaj pe care Dumnezeu l-a transmis foarte clar, această delimitare de ceea ce însemna vechiul legământ. Vinul nou este așezat într-un burduv nou, o învățătură nouă. Ciob. Da, sunt multe lucruri de spus aici. Da, chiar bune precizările și vă mulțumesc pentru aceste explicații foarte clare și binevenite, pentru că noi trăim uh, într-un context, cum spuneam, religios uh, și în unele cercuri, în unele situații, lucrurile sunt așa confuze, că de ce o zi, că uh, au stabilit ziua asta unii cu anumit interes, uh, sunt tot felul de uh, vorbe și noi vrem cumva să Transmite mesajul clar al Mântuitorului, al Scripturii, că toate au un, fond un fundament în el. De exemplu, dacă îmi permiteți, Sigur. când Constantin a convocat conciliul de la Constantinopol în 325, la Niceea, în primul rând, că nu l-a convocat în, Con în Constantinopol, unde era el, ci la Niceea, undeva la vreo 40 de km de, de Constantinopol, și i-a chemat pe toți episcopii. De asta se numește ecumenic, pentru că s-a adresat episcopilor unde a ajuns credința. Adică i-a chemat pe toți care au aderat la credință. Sigur că nu au venit toți, de decât vreo 318 dintre ei, dar Constantin le-a pus întrebarea aceasta, pe care o regăsim și astăzi. Adică, Constantin i-a întrebat, bun, în ce credeți? Și dintr-o dată s-au strâns, iată, 380 318 reprezentanți ai Bisericii, episcop, da? Adică cei care supravegheau peste mai multe comunități locale, și uh, i-a întrebat ce credeți voi cu privire la două teme le-a dat. În primul rând, uh, legat de cine este Hristos, da? Și, doi, când ar trebui să sărbătorim Paștele? Știți că le-a trebuit să dezbată problema asta? Două luni de zile. Și dezbaterile aveau loc în fiecare zi pe cheltuiala împăratului și deseori se încă între ei pentru că discuțiile erau foarte aprinse. Trebuia să intervină armata între ei ca să-i să, -i, să -i separe. Și da, nu e un lucru care să facă până la urmă cinste, dar asta este, așa s-au petrecut lucrurile. E, nu Constantin a intervenit peste problemele. El a întrebat, bun, dacă tot vă recunoaștem ca și ca și mișcare religioasă în Imperiul Roman, sunteți tolerați în Imperiul. Bun, în ce credeți? Și atunci așa s-a mers pe firul acesta al exprimării unui crez, da crezul Niceo Constantinopolitan. El a început în Nicea și a fost finalizat la Constantinopol în 381, când tot așa împăratul Teodosie care Teodosie întâi, a dat un edict uh, prin care uh, i-a forțat pe oameni, a zis cine nu aderă la creștinism, cine nu-i botezat, atunci uh, să-și facă bagajele că nu mai poate să stea în imperiul meu. Și atunci oamenii au trecut așa, au intrat în, în, din nefericire în creștinism tot felul de lucruri, tot felul de practici. Oameni care nu au fost verificați, nu au fost uh, uh, analizați dacă sunt născuți din nou să fie botezați. Oamenii s-au botezat de frică. Iată că s-a întors, am zice, reversul. Ce cei prigoniți au început, la rândul lor, să pună o presiune asupra celor care erau considerați păgâni. Dar revenind și făcând precizarea aceasta, Constantin nu s-a amestecat în împăratul Constantin, nu s-a amestecat în, în, problemele bisericești, decât i-a pus pe episcopi, bun, strângeți-vă și spuneți-ne ca să știm toți în ce credeți. Și atunci au zis, noi credem în, într-un Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, într-una so sobornicească și apostolească biserică, cred, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, Aștept în morții și viața acolo ceva să fie. Deci, iată că a fost un, un, un beneficiu că cineva a pus o întrebare potrivită. În ce credeți? Și de aici s-a născut până la urmă, iată o formulare a unui crez într-un context istoric extrem de, de, de sensibil. Stimați ascultători, aceasta a fost prima parte a ediției emisiunii de astăzi pe tematica noastră de ce frecventăm sau de ce ar trebui să frecventăm Biserica. Ne-am bucurat să-l avem alături de noi pe pastorul Ștefan Ivan de la Biserica Pentecostală Betel din București. Îi mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc și eu pentru că ați fost cu noi și vă dau întâlnire data viitoare. Sunt Daniel Alexandrescu, până atunci, toate cele bune!